Bine v-am regăsit la o nouă ediție a știrilor la Exprim TV. Așa cum v-a promis ieri, colegul meu Alex Roșca revine astăzi cu noi detalii interesante legate de contractul de asigurare al avionului prăbușit luni în Munția Puseni. Așa cum am promis ieri, revenim cu detalii în privința aeronavei implicate în accidentul aviatic de luni, 20 ianuarie. Între timp, Omnia asigurătorul aeronavei, a confirmat oficial că este compania ce asigură flota Școlii Superioare de Aviație Civilă și implicit aeronava implicată în accident, limitându-se însă la această confirmare și fără a ne furniza alte detalii în ceea ce privește asigurarea. Publicațiile Xprim au intrat în posesia unui document pe care astăzi vi-l punem la dispoziție integral pe unoasig.ro, anume caietul de sarcini care a stat la baza încheierii contractului de asigurare între Școala Superioară de Aviație Civilă și Omniasig Viena Insurance Group. De aici aflăm că avionul implicat în accidentul de ieri este, din păcate, cel de-al 13-lea pe lista uh, celor 16 aeronave deținute de Școala Superioară de Aviație Civilă și, o altă coincidență nefericită, contractul de asigurare începea la data de 13 februarie 2013, încheiat pentru un an. Uh, pentru un an. Dincolo de, de aceste, să spunem, speculații, datele certe pe care le aflăm din caietul de sarcini este că aeronava implicată în, în accidentul aviatic de luni nu era cea mai veche aeronavă pe care uh, școala superioară de aviație civilă o deținea, uh, practic 8 dintre... 8 dintre cele 16 aeronave deținute de, de școala de, de aviație uh, au un număr de ore de utilizare de peste 4.000 pe întreaga perioadă de exploatare, în timp ce avionul implicat uh, avea aproape 3.300 de ore de zbor. În plus, uh, documentul prezentat astăzi exclusiv pe unoasig.ro uh, ne indică și anumite detalii referitoare la asigurare, că una dintre condiții era ca 95% din. Uh, 95% din contract să fie cedat în reasigurare de către, de către asigurător Valoarea contractului, am spus-o și ieri, a fost de 160.000 de lei Iar asigurarea de accidente a persoanelor avea o limită de răspundere pentru fiecare loc din, din aeronavă De 100.000 100 de euro pentru invaliditate permanentă în cazul pilotului și 115.000 de euro în cazul decesului iar ceilalți pasageri sau elevii din, din avion, în cazul decesului, suma asigurată era de 75.000 de euro, iar pentru invaliditate permanentă, suma asigurată era de, de 100.000 de, de euro. De asemenea, perimetrul, limita geografică de asigurare era reprezentată de România și Europa, iar as, limita asigurării de răspundere civilă față de terți era de aproape 8 milioane în timp ce răspunderea față de pasagerii terți este de circa 280.000 de, de euro. Acestea sunt în mare detaliile prezentate astăzi, pe care vă invităm să le citiți în, într-un material detaliat pe unoasic.ro. Vă invit în continuare să trecem în revistă și celelalte titluri de astăzi. 2014 este anul copilului la Metropolitan Life. IMD2 reprezintă cea mai bună soluție pentru reglementarea produselor de asigurări cu o componentă investițională. Și vestea bună vine astăzi din zona financiară. Vânzările Dacia au crescut cu 19% în 2013. Să vedem acum și știrile pe larg. Metropolitan Life lansează astăzi Dr. Kit, prima asigurare de sănătate din România, dedicată special copiilor. Produsul le oferă celor mici protecție 24 de ore din 24, în cazul diagnosticării cu o boală gravă și în eventualitatea unui accident, dar și alte beneficii importante pentru sănătatea acestora. Teodor Alexandrescu, CEO Metropolitan Life, a declarat este o inițiativă la nivel regional. Acest produs practic a fost lansat în toate țările din Europa Centrală și de Est. Se bazează pe statisticile obținute de la Organizația Mondială a Sănătății, dar și și Eurostat, dar și de la statistici locale. Incidența îmbolnăvirii cu boli critice a copiilor din România este similară cu media europeană, dar rata de mortalitate este cu 80% mai mare, datorită accesului limitat la tratamente adecvate și datorită lipsei resurselor financiare. Deci, practic, această asigurare vine în întâmpinarea unei nevoi reale, evidente, de a avea un suport financiar în momentul când copilul este diagnosticat cu o boală critică, încă din primii ani de viață. Odată cu Dr. Kid Metropolitan lansează și platforma online Părinții în control, un spațiu virtual în care părinții pot obține sfaturi utile și îndrumare în legătură cu cele mai des întâlnite probleme ale copiilor lor. Parlamentul European, Consiliul și Comisia Europeană au decis într-o întâlnire tripartită organizată pe 14 ianuarie să modifice printr-un amendament directiva privind intermedierea în asigurări, folosind directiva piețelor în instrumente financiare revizuită. Discuțiile în amănunt în cadrul Parlamentului European în ceea ce privește IMD-2 au încercat să îmbunătățească reglementările pe piața de asigurări de retail în beneficiul consumatorilor prin reglementarea practicilor de vânzare pentru toate produsele de asigurare, inclusiv produsele de asigurări cu o componentă de investiții. Vânzările Dacia au crescut cu 19,3% anul trecut, principala piață fiind în continuare Franța, în timp ce în România livrările au avansat cu 12,4%, echivalentul unei cote de piață de 31,6%, scrie Mediafax. Pe piața europeană, în regres cu 1,7%, livrările mărcii au urcat cu 25,9%. În clasamentul pe țări, pe prima poziție a rămas Franța, cu o cotă de piață de 4,3%, poziția a doua fiind ocupată de Germania, cu o cotă de piață de 1,5%. Vânzările daci au înregistrat creșteri de asemenea în Algeria, Turcia, Spania și Maroc. Marea Britanie, unde vânzările au început în 2013, se plasează pe locul 9 în clasamentul țărilor de destinație a mărcii. Acestea au fost știile de astăzi la Exprim TV. Eu vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc în continuare o zi cât mai bună. Mâine vă revedeți cu colega mea, Ana.